Adolescenta închetată în cazul dublei crime de la Botoșani a luat vina asupra ei de frica tatălui Vitreg. Este concluzia la care au ajuns psihologii după ce au vorbit cu fetița de 13 ani. Bărbatul le-ar fi ucis pe cele două femei, mamă și fică, pentru banii pe care îi avea în casă. Acum individul a fost arestat preventiv. Inițial, anchetatorii au bănuit pentru cumplita faptă o copilă de 13 ani dintr-o localitate apropiată, care mai mergea să le ajute pe cele două cu treburile casei. Au crezut că fata ar fi răvnit la banii pe care femeile îi aveau în casă, tocmai vânduseră un petic de pământ cu 1500 de lei. Dusă la audieri, psihologii și-au dat seama că ceva nu este în regulă în declarațiile copilei, iar anchetatorii au ajuns la concluzia că vinovat ar fi tatăl Vitreg, un individ de 30 și 9 de ani care lucra la stână. Acesta ar fi călăul celor două femei. Bărbatul ar fi comis crimele, iar mai apoi, ca să scape basma curată, ar fi lăsat copila să ia vina asupra ei. Cum fata este minoră, își făcuse socotelile că n-ar fi fost trasă la răspundere pentru fapte. Mama copilei refuză să creadă că iubitul ei ar fi în stare să facă așa ceva. În sat, părerile oamenilor sunt împărțite. Unii dintre vecini cred inclusiv că ar fi putut avea și complici. Bărbatul este acum arestat pentru 30 de zile.